Asociația Forța Fermierilor cere efectuarea unui control extins de stat în vederea depistării tranzacțiilor de cumpărare a terenurilor agricole de către companiile cu investiții străine și rezilierea acestora. De asemenea, organizația solicită interzicerea la nivel legislativ a arendării terenurilor agricole de către companiile controlate din zonele offshore. Potrivit reprezentanților organizației, astfel de companii își folosesc poziția pentru a ascunde veniturile reale și, prin urmare, pentru a se sustrage de la impozitare. Unii deputați responsabili de domeniu au declarat postului nostru TV că sunt de acord cu unele dintre afirmațiile făcute de Forța Fermierilor și au menționat că săptămâna viitoare vor purta discuții cu reprezentanții asociației. Asociația Forța Fermierilor cere deofșorizarea sectorului agrar al țării. Într-un comunicat de presă al organizației se spune că în prezent în ramura agricole naționale activează câteva agroholdinguri controlate vertical din offshore-uri cipriote care dețin 10.000 de hectare agricole. Companiile respective, având multiple întreprinderi afiliate, folosesc pe larg prețuri de transfer, facilități fiscale portuare și exportatori fictivi din offshore-uri pentru optimizarea importării la comercializarea producției agricole și ascunderea veniturilor reale în paradisuri fiscale. Forța Fermierilor nu a dat denumirile agroholdingurilor. Cu toate acestea, producătorii agricoli locali și chiar directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, au acuzat în repetate rânduri grupul de companii Transoil că monitorizează exporturile de cereale în Moldova și declarau că este cel mai mare chiriaș de teren agricol din Moldova. Iar portalul Mold Street a notat că Transoil este integrat în compania sa mamă, offshore-ul cipriot Agravi Holding International LTD, al cărui director este Vaza Zashi, cetățean rus, american și moldovean. Am contactat Transoil pentru comentarii, acolo ne-au spus că această inițiativă ar putea fi o lovitură pentru piața de arendare a terenurilor și un semn de concurență neloială la nivel de stat, când un întreg strat de chiriaș va fi pur și simplu interzis prin lege. Nu ne este prea clar împotriva cui este adresată această inițiativă, întrucât grupul Transoil are doar o mică bancă de terenuri închiriate, care la rândul său este închiriată unor mari producători. Această inițiativă, dacă va fi implementată, ar putea afecta cetățenii moldoveni proprietari de terenuri, deoarece ar putea reduce numărul de chiriași și, cel mai probabil, chiria. Forța Fermierilor s-a gândit oare la oamenii obișnuiți care trăiesc în sate, care din întâmplare și împrejurări au dat închirie terenurile chiar și unor străini, iar acum ar pierde acești bani, spune Transoil într-o declarație pentru canalul nostru. La rândul său, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, deputatul PAS Alexandru Trubca, a declarat pentru TV6 că offshore-izarea economiei moldovenești este o problemă serioasă. În principiu, putem fi de acord cu unele dintre aprecierile Asociației Forța Fermierilor. Vom purta discuții cu ei săptămâna viitoare, vom vedea ce vor mai exact, cum privesc în detaliu de offshore-izarea sectorului agricol, dar în general, offshore-izarea economiei moldovenești este o problemă serioasă, a spus Alexandru Trubca. Pe lângă deofșorizarea sectorului agricol autohton, Asociația Forța Fermierilor a cerut organizarea unui control extins de stat în vederea depistării existenței tranzacțiilor de cumpărare a terenurilor agricole de către companiile cu investiții străine, apoi rezilierea unor astfel de contracte. Deși legislația moldovenească interzice vânzarea pământului către străini, după cum a declarat în luna mai 2019 președintele Asociației Investitorilor Străini, Alexander Kos, străinii deja dețin aproximativ 15% din terenurile agricole moldovenești. Dacă agenții economici străini înființează întreprinderi pe teritoriul Moldovei, iar această întreprindere fiind deja agent economic moldovenești, deși cu capital străin de 100%, înființează o altă întreprindere în Moldova, atunci această a treia întreprindere este un agent economic moldovenesc absolut cu drept de cumpărare a pământului. Problema ridicării interdicției de vânzare a terenurilor agricole către cetățenii străini a fost ridicată de mai multe ori de oficiali și demnitari din Republica Moldova. Oponenții ideii de liberalizare a pieței funciare spun că simpla prezența a străinilor pe piață va duce la o creștere bruscă a costului terenurilor în Republica Moldova. Și aduc drept exemplu România, unde după liberalizarea pieței funciare din 2014, prețurile la terenurile agricole în unele părți ale țării s-au dublat sau chiar s-au triplat.